Și la Botoșani, ca în toată țara, au început controle pe străzi după ce aseară au intrat în vigoare noile reguli de limitare a circulației. Polițiștii și jandarmii botoșeneni au oprit mașinile și persoanele care au ieșit după ora 22 pentru a vedea cine respectă sau nu noile restricții impuse de autorități. Cei care au uitat sau nu au știut de noile reguli s-au ales cu amendă. Numai puțin de 25 de amenzi au dat polițiștii celor care nu au respectat noile reglementări legislative. Stați toate recomandările autorităților. Stați în casă. Ieșiți din locuință numai pentru a merge la serviciu sau pentru urgențe. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră. Zeci de polițiști și jandarmi au împânzit aseară municipiul Botoșani și au oprit toate mașinile. Au găsit și șoferi care erau total nepregătiți și nu aveau la ei adeverința care să dovedească că într-adevăr vin de la locul de muncă. Am rugămintea să-mi prezentați o carte de identitate și un permis de conducere. Cred că ați luat la cunoștință cu privire la noile reglementări, nu? Bun, asta înseamnă că știți că în intervalul 22:06 se circulă în anumite condiții. Dumneavoastră, în momentul de față, circulați profesional sau în interes personal? Veniți de la serviciu. Aveți o adeverință la locul de muncă în sensul acesta? Nu aveți. Ok, declarație pe proprie răspundere? Nu aveți. Acasă. Având în vedere că este ora 22, dumneavoastră chiar acum ați plecat de la muncă, îndreptați către casă, să vă dăm noi un model de declarație să completați, pe care am rugămintea să o purtați tot timpul la dumneavoastră, mai ales când plecați de la locul de muncă, o să vă dea angajatorul o adeverință, dacă mai sunt probleme de acest gen, dacă ne mai intersectăm, în intervalul acesta să știți care este procedura. V-am enumerat chestiile astea pentru că ați observat că în ultimul timp în România au avut loc mai multe evenimente. În ultimele 24 de ore s-au descoperit 147 de cazuri. Avem la nivelul țării noastre chiar 6 decese. Prin urmare, România a intrat în zona galbenă. Da? Deci oricine vine, pleacă din România, intră în autoizolare. De asta am rugămintea. O să vă dau acum, vă înmânez un formular. Așa, declarați pe propria răspundere unde vă deplasați, da? Și cei care fac transport de persoane trebuie să respecte regulile. Da, în intervalul 2006 se pune în anumite condiții. Dumneavoastră acum la interes profesional. Da, da? Vă nu sunt prezentați, o legitimație de transport. Așa. În ce interval faceți curse? La solicitarea... La solicitarea societății. Aveți un document în acest sens? Este. Da? Vreau să-l prezentați și voi. Da, dar după ce? Da. Așa. Dați-mi permisul de persoane pe care le transportați? Da, au adeverințe la tine. Aveți adeverințe, da? Da. Imediat. Și legitimații de... O legitimație aveți? Nu, dar am contract de muncă aici. A, declarații pe propria răspundere. Da. Nu, e ok, avem declarații pe propria răspundere. O să vă rog să așteptați puțin să vă verific, ca să fie totul în regulă, dar să nu proveniți dintr-o zonă de risc. Da. Și am rugămintea, dacă faceți transport de persoane pentru prevenție, folosiți mănuși de unică folosință, spray, da. Și cu mască, da? Da. Atât dumneavoastră cât și pasagerii, că văd că aveți vreo câțiva. Da? Au fost și șoferi care au dovedit că sunt puși la punct cu noile restricții. Și mă întorc la serviciu, mă întorc la serviciu. Da. Arătați-mi vreo direcție. O adeverință, nu trebuie să fie. Dacă aveți adeverință, este mai bine. Pe
Peste 50 de efective au acționat aseară în teren, ocazie cu care au verificat 86 de persoane și 17 autovehicule depistate în trafic, 25 de amenzi în valoare de peste 24.000 de lei, din care 20 de sancțiuni pentru nerespectarea articolului 5 din Ordonanța Militară numărul 2 din 2020, în valoare de peste 21.000 de lei. Polițiștii din cadrul IPJ Botoșani, împreună cu celelalte structuri de ordine și siguranță publică, au organizat o acțiune pentru verificarea respectării măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19. Conform prevederilor Ordonanței Militare numărul 2, în intervalul orar 22:06, circulația persoanelor în afara locuinței sau gospodăriei este permisă doar pentru motivele stipulate clar în cadrul legislativ. Începând cu data de 23-a anul curent, ora 22, cetățenii sunt obligați să aibă asupra lor, în funcție de motivul deplasării, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de către angajator sau o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul deplasării, data completării și semnătura. Dacă cetățenii nu prezintă aceste documente la cererea autorităților, riscă sancțiuni contravenționale între 100 și 5.000 de lei. În urma activităților desfășurate de către polițiști, s-au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 24.000 de lei. Cei care vor fi găsiți pe străzi fără actul de identitate și fără declarația pe propria răspundere riscă amenzi între 100 și 5.000 de lei. Ca să țină situația sub control, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani a dispus suplimentarea patrulelor de ordine și siguranță publică, acțiunile de patrulare urmând să se facă și în sistem integrat cu sprijinul polițiștilor locali, a jandarmilor, dar și a polițiștilor de frontieră în localitățile din zona graniței.